Joi, în jurul orei 10, un șofer, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN2 pe raza localității Bunești, nu a păstrat o distanță suficientă față de un autoturism care circula în față și care s-a oprit în coloană, intrând în coliziune față-spate cu acesta. După producerea impactului, mașina a fost proiectată pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism, acesta fiind proiectat în șanțul din partea dreaptă, având în vedere sensul său de deplasare. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală unui copil pasager care a fost transportat la spitalul județean Suceava. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0 mg per litru alcool pur în sânge.